Dragilor, dacă vreți să vă lăsați de țigări, am aflat de la prietenii mei de la Iup, care au niște device-uri foarte tari, ca o campanie foarte faină. Se numește Eu mă las. Și nu numai asta, au niște poduri foarte faine cu CBD, care ajută la lupta împotriva depresiei, anxietății și insomniilor. Vi recomand cu mare drag. Dragostea e limba universală. Cu, cu, cu dragostea poți face orice. Deci dragostea poate trata, cu dragostea poți să înveți foarte multe lucruri. Cu dragostea poți învinge orice. Ai suferit foarte din dragoste? Da. Și Cine Ai... nu suferă? Dacă n-ai suferit, n-a fost dragoste. Ai plâns? În suflet erau și roaie, îți dai seama. <gânt> Momentul în care am lansat piesa Versus, care m-a ajutat și mi-a dat un boost pentru ca să ajungă în România, e, e, e o piesă care e practic făcută pe datorie. Am observat chestia asta și la mine când eram mai... Mai tânăr, hai să spunem așa, că eu azi îmi doresc aici să fiu, nu știu, mâine îmi doresc altceva, apoi mâine îmi doresc altceva, răspoi mâine îmi doresc totul altceva și, de fapt, toată goana asta după altceva e un eu, 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 mers în cerc. Trebuie să știi foarte bine ce îți dorești de la viață și te să te hotărăști. Stai și să mergi doar în direcția aia. Seara. Suntem din nou la podcastul lui Damian de Ghiș. Vă mulțumesc mult pentru susținere, pentru mesaje și pentru că vă abonați la canalul meu și primesc în fiecare zi tot felul de mesaje de încurajare să mai aduc oameni speciali. În seara asta am un invitat cu totul și cu totul special, îl cunoașteți cu toții, îl iubiți foarte mult, îi iubiți muzica și în ultimii ani va cucerit pe toți cu muzica lui și v-a rupt inimile în două cu piesele lui foarte, foarte faine pe toate radiourile și în concertele lui live. Am onoarea să l-am invitat pe Denis Jurabeș de la Motani. Salut, Motans. Salutare! Te buc, salutare. Danean și eu. Te buc, băieți, încă o dată. Îți mulțumim mult că, că ai venit. Vă A... mulțumesc pentru invitație. Prima întrebare pe care o pun tuturor invitațiilor mei este cine ești, Denis? Uh, M-am gândit la întrebarea asta. Mi-a spus și Bianca, vezi că Damiana are întrebarea uh, asta pe care o dat tuturor invitațiilor. Bro, uh, uite, fix omul pe care l ai în fața ta. E, mi se pare că uh, ră, în orice caz sau în 99,9% din, din, din cazuri în care ți-aș răspunde la această întrebare, Uh, răspunsul ar fi ori incomplet ori puțin ipocrit uh, pentru că eu nu știu dacă există vreo autobiografie pe fața pământului care, în care omul să spună cu adevărat cine e, cine e. noi mereu o să, o să ne dorim să și e corect să, să promovăm doar ce e mai bun și ce ne place nou mai mult la noi dar adevărul e undeva la mijloc, mereu. Ce? Așa, Așa că ai în fața ta, uite. Un om. Un om, exact. Spunem cât în ceea ce vedem este personaj, cât este realitate. Prefer să cred că mai mult e realitate decât personaj. Adică, eu nu știu ce înseamnă personaj. Pentru că eu și pe scenă încerc să fiu eu și lumea apreciază și vede asta și simte asta. Să fiu simplu, să fiu eu. Nu, nu încerc să-mi pentru că mă tem în momentul în care crezi un personaj, cred că e, e foarte posibil să te să te pierzi în el. Și acolo apar niște chestii nasoale grele. Discrepanță. Da. La, la actori se mai întâmplă treaba. Da, asta. Da, 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 săraci. Dacă ei după Stanislavski. Un... Dacă încep să te identifici da. prea mult cu rolul. Da. Așa că încerc să fiu eu. Și, desigur, iarăși, până și același eu. Eu cel de ieri nu o să fiu. Nu e cel de astăzi. Eu cel de astăzi, da. Care sunt primele amintiri atunci când te gândești la copilărie? Primele amintiri, de fiecare dată sunt diferite. Deci, independență de mood, știi? Dacă azi e cald și e soare și îmi aduc eu aminte, așa, vreo secvență din copilărie, o să fie probabil ceva așa mai, mai văratic, da? Uite, chiar recent treceam am, am fost în Chișinău de Paști și treceam pe lângă un lac care am fost o singură dată cu părinții mei și cu niște prieteni de familie și mi-am ducea în de uh, momentele în care tatăl mă lua cu saltea din asta gonflabilă, știi? Și, și mă ducea departe, în, în, la mijlocul lacului. Și pentru mine erau niște momente extraordinar de aprinse, de... Așa? Nu știu, le, le țin minte și cred că o să le țin minte toată viața mea. Știi, mi-am adus aminte de chestia asta. asta cu, ce, cu ce miros și cu ce asocizi primii ani din viața ta, cu, din copilărie? Cu ce miros? Uh, era un miros la noi în grădiniță. de. ce au parfum amestecat cu mâncare, pentru că ușa la bucătărie era mereu deschisă. Și să știi că e foarte aproape de mirosul pe care îl, îl întâmpini atunci când intri într-o sală de cinema. Uh, da un da, da de ulei. Da, da. De unt. Nu, nu înțeleg. Da. Uh, povestește despre locul în care ai crescut. Ai crescut în Chișinău? sau Am la crescut țară? în Chișinău uh, Ai crescut și de la țară sau? Da, da, da. Vara mergeam la țară. Uh, destul de basic. La țară e ca la țară, îmi plăcea foarte mult natura, îmi plăcea să alerg pe dealuri. Ai, ai frați-surori? Am o soră, dar e cu mult mai mică decât mine. Are 18 ani. Mulțumesc, s-a născut când aveam 18 ani. Ah, s-a născut când aveam 18 ani. 14 ani, mulțumesc, da, E frumos. Și, da, nu, e destul de basic, adică am copilărit la oraș, printre blocuri, prin curți, petreceam timpul prin adolescență, prin diferite pavilioane de grădiniță. Cum erai ca copil? Erai panoramă? Făceai prostii? Făceai nenorociri? Mă străduiam să fiu cu minte, dacă sincer. Adică mă străduiam ai făcut și tu. Normal, ca și, tot... ca și toți băieții. Uh, mă străduiam să nu dezamăgesc pe mama. Adică chiar dacă făceam prostii, mă străduiam cumva să, să, fac așa ca ea, să nu, ori să nu afle, ori să nu ajung până în limita în care o să, o să fie dezamăgită de mine, știi? Ți-ai luat mortală? Mă bătaie ți-ai Normal, normal. De la că tu nu la da? De la, de mama. <laughs> uh, ultima dată a fost momentul în care m-a aflat că, fugeam de la lecții și m-a făcut să înțeleg că nu, nu se merită. Nu se merită. <laughs> și s-a dat-o bine. Nu. Mama mă iubește foarte mult. Doar așa, cât să înțeleg, în limita bunului simț. Chiu ai de la școală? Păi n-am mai chilit după aia. <laughs> n-am chilit mult. N-ai chilit mult. Nu, nu. Deși nu mi-a plăcut școala prea mult. Uh, nu. M-am străduit să. să iarăși. P până Să păcălești până ca da, sub... da, Exact. <laughs> și mai, mai mult era vorba de rușine și la mine decât de, de bătaia în sine. Da. Exact, da. ca să nu dezamăgesc pe mamă, cum ar fi. Uh, care e cea mai mare prostie că ți-o amintești din copilărie? Prostie? Ceva care ai făcut-o. Bro, nu, nu mi-aduc aminte nimic exact acum, sincer. Deci nu e nimic major așa care... Nu, e. nu, nu. N-am, chiar nu am făcut nimic major. Dacă au fost, au fost din astea. A existat un moment când uh, uh, te-ai gândit atunci că ai vrea să fii artist? Adică pe la ce vârstă a început? Nu m-am gândit niciodată în serios să fiu artist. Și până și deja eravă motans și în prima perioadă uh, de, de București, lumea îmi spunea, a, ești artist? Eu zic, mă, încă nu mă consider artist, sincer, uh, să fiu. Adică sunt un om care, uite, face versuri le cântă, cumva le interpretează. Nu mă consider niciun cântăreț extraordinar. Adică până și piesele mi le fac așa ca să le pot cânta eu. Nu consider că, că am Asta anabitus. de fapt e artistul, să facă exact ce știe el, ce place lui. Da, ca să le pot cânta și să, nu... să fie ok, știi? Să fie bine. Mă strădui mai mult să mă concentrez pe mesaj și pe transmiterea emoțiilor. Adică să, să, fiu acolo cu, cu persoana care mă ascultă. Și dacă persoana mă urmărește de pe YouTube, mă străduiesc să fac așa ca să-i trezesc cu emoție acolo. Să simte ceva, să-și aducă minte de ceva, să-i se să se ridice părul de pe piele, știi? Adică asta încerc să fac. Frumos. Am înțeles că e foarte mic când ai pierdut pe tatăl tău. Da, da, aveam șapte ani. Crezi că asta te-a foarte mult? În prima fază nu. În prima fază, cred că mi-a jucat în detriment, pentru că lumea a început să se dădecească mai mult cu mine și am simțit o atenție încă mai mare, știi? Asupra și asta mea. Da, nu a plăcut. Și asta m-a... Îți dai seama, nu, nu pot zic că mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut, dar cumva m-a făcut să mă relaxez puțin, știi? După care a urmat o perioadă în care mi-a fost un pic mai, mai greuț, Adică eu fiind băiatul ăla alintat, s-a dat de primul perete, știi? Zic, opa, stai un pic. Nu, în viață nu funcționează așa. chiar așa lucrurile, știi? Și tot așa, perete după perete, după care începi în, în, încep să înțelegi cum, cum să le înconjuri. Cum lucrurile. Cum, cum să nu mai dai de, de, acest, de, de, de acești pereți. Uh, uh. Crezi că dacă tu ar fi fost mândru de ce faci în ziua de astăzi? O, uh, da. Da. De ce nu? În primul rând, tatăl meu, tot. Adică, am început să cânt la chitară tatălui meu. Știi? Tatăl meu, tată a fost muzician. Uh -huh. Cred că s-ar mândri. Deci, oricum, cu ar fi fost tot spre muzică, cred că te ar fi îndrumat. Da, cu, sigur și cu, cu siguranță, cred că are un aport sufletul său în tot ceea ce fac eu. Adică, cred că undeva de sus el. el... Deci, era și el muzician profesionist? Da, da, da. Ce fel de muzică cânta, tot pop sau. Uh, nu, îi plăcea foarte mult rock-and-roll. Rock-and-roll. Da. Avea și o trupă nu mai știu cum se numește acum, dar uh, știu că avea foarte multe carnețele cu versuri, scria și el. Ce ți-ai dorit, ce caritate să ar dori copiii tăi să aibă de la el? De la tatăl meu, uh, pofta asta de viață, tatăl meu a iubit foarte mult viața, mi-a plăcut mult și desigur uh, carisma, avea o carismă extraordinară, l-au iubit atât de mulți oameni. Foarte multă lume l-a iubit. La mormântarea sa, cred că nu, știu dacă am luat parte la vreo nuntă la care să fi fost mai mulți oameni ca la mormântarea tatălui meu. Să înțelegi. casa bunicii mele a avut o curte imensă și nu încăpeau oameni în curtea Foarte iubit. Deci atât de mult l-au iubit toți. Dumnezeu să vă un suflet frumos. Mersi frumos, da, domnul. Spuneai pentru un interviu că mama ta este cel mai sacru om de pe pământ. Vorbește-mi despre relația ta cu mama ta. Uh, cel mai bun prieten. Practic, pot să-i dezvălui orice. Și când spun orice, e orice. Adică, până și lucrurile de care mi-e rușine uneori să mă gândesc eu la ele, atunci când o am pe mama în fața mea, se deschide un portal acolo și. Ai să... curajul să împărtășești da. partașești cu ea. Am curajul să-i spun ce de ce mi-e rușine să mă, să mă gândesc asta, știi? Adică îmi, îmi dă curajul și îmi dă cumva în să mă, mă găsesc de fiecare dată pe mine însumi. Mă ajută foarte mult. Mă sfătuiești să te sfătuiești cu ea, nu? Da, normal. Și ea se, sfătuie, se sfătuiește cu mine. Ai fost un sprijin pentru ea după pierderea tatălui tău? Uh, da, mai mult uh, emoțional îți dai seama. Emoțional, să mă refer. Da, da. Cred uh, că... Simți că a trebuit să facă sacrificii ca să, să ai tu tot ce trebuie? Da. Da. A, nu ne-a fost ușor la, la, început, să știi. Ea fiind profesoară în Republica Moldova, o țară în care nu se pune mare accent pe educație, din păcate, mă refer că financiar vorbind. Da, și imaginez un e. salariu, dar exact cum e și aici, în România, pentru... Mi se pare că e cea mai importantă latură pentru, pentru orice țară. Pentru orice societate pentru orice societate, da. E, da, nu ne-a fost ușor deloc și știu ce stragă a fost pentru ea. Dar cu toate astea, nu cred că a fost o zi când eram mic să nu vină cu ceva în, în mână de la serviciu. Uite, din ce ți-am adus o bomboană, ți-am adus o ciocolată, știi? Ți-am adus, uite, o, o portocală, orice. Ea trebuia să vină cu ceva acasă ca să mă bucure pe mine. Și apreciez enorm de mult lucrul ăsta, care eu, la care eu nu atrageam atenția, dar el era. Știi? Care este cel mai de preț lucru pe care l-ai învățat de la mama ta? Dragostea. Dragostea e limba universală. Cu, cu, cu dragostea poți să faci orice. Deci dragostea poate trata, cu dragostea poți să înveți foarte multe lucruri. Cu dragostea poți învinge orice. Deci Dragostea e unealta și limba universală. Ce spunea despre muzica ta? Mi place foarte mult, îți dai seama. Adică se în ea, adică în versurile tale, în muzica ta? Îți uh, da, ascultă muzica? Mi ascultă muzica, îți dai seama. Are și la, la rington, când o sună cineva. <laughs> Melodie, de-a mea. Și așa am simțit dat, am mers acum mai de departe și a sunat-o cineva. Și Bianca spune, mama tare, piesa ta pe rington, zic da, dar. Cum, a, așa îi place ei. Ce pot e mândră acolo să mă trece cu tine că te, că te cunosc oamenii în Chișinău și în asta, adică. Uh, nu știu neapărat dacă se gândește la acest aspect. Cred că e pur și simplu mândră, mândră de mine. De fiecare dată când lansez o piesă nouă, îmi spune din că ce piese frumoase faci, ce versuri frumoase și profunde faci. Mă mândresc foarte mult cu tine și mă bucur mult. Cum ai început să scrii versuri? Uh, Dintr-o întâmplare, cumva. Uh, Erai bun la școală, la literatură, la asta sau nu? Nu da, aveai întrebări. M îmi plăcea foarte mult, dar nu, nu, cred că ieșeam din, din rând, să spunem așa. Deci nu te gândeai că o să scrii foarte poezii. Nu, sau... și plus la asta, la, la, școală, iarăși, nu, nu, prea puneam accent pe treaba asta. Efectiv, dintr-o întâmplare, am, am luat Nu e ca și am cum aveai 10 pe linie la, la, la română? Sau nu, eu, nu, nu, nu. Am învățat bine, n-am învățat rău dar nu nu pot zic că eram eminent sau ieșit din comun. Nu. Cred că ține mai mult de ce am reușit eu să învăț după ce am terminat școala. Adică experiența de viață. Normal. toate lucrurile care care țin de psihoemoțional, de de faptul că cu cât mai mulți oameni cunoști pe parcurs, cu atât mai mult înveți de la, de la ei și e foarte important să te înconjori de oameni mai buni decât tine, mai deștepți decât tine, mai inteligenți. Nu spun la toate, că da, nu există un om inteligent, inteligent la, la toate, toate lucrurile, corect, ăștia, corect. dar e ca la șac, știi? Ca să poți să evoluezi, trebuie să joci mereu cu oponenți mai buni decât tine. Și în momentul în care înțelegi lucrurile astea și reușești să-ți faci lucruri, oamenii de, o, oameni de acest gen, prieteni, ai această capacitate. E, e un lucru care te ajută foarte mult în viață. No, și acum, după o experiență, după mai multe experiențe, după uh, ce-am aflat și uh, am îndrăgit niște artiști care acum pentru mine sunt numărul unu. Știi, spre exemplu, te aluam pe Vysotsky, da. care mi se pare cel mai tare poet. E senin. Uh, uite, și Kipling are niște versuri foarte faine. Uh, am înțeles că, bă, stai un pic, versurile pot să te atingă grav. Aș vrea și eu să pot să fac la fel, știi? Și într-o zi, cred că aveam vreo 23-24 de ani, nu mai țin minte exact, am luat chitară în mână, eu până atunci făceam doar fingerstyle la chitară, adică nu cântam neapărat cu, cu vocea. Am început să îngând ceva, Și zic, o, stai un pic, ar putea să iasă ceva. Și am început să pun uh, cerneală pe foaie. Și așa, azi am făcut un vers care mi-a plăcut, mâine altul, și tot așa, până s-a adunat o strofă, după aia s-a adunat o piesă și așa mai departe. Ce tare. Dar am început să fac versuri la o vârstă la care lumea deja. E, e bătrân, face a bătrân. familii. Da, da, da. <laughs> uh, ascultai muzică populară în Moldova când erai mic? Ai crescut nu. cu muzică populară sau nu? Nu. nu uh, Nici la țară cum mergeai? La țară când mergeam uh, deja inevitabil te, te întâlnești cu acest lucru, mai ales că am un verișor care a studiat acordeonul o perioadă destul de, de lungă și când mergeam la el îmi plăcea foarte mult să acordeonul ăla și să mă prostesc, adică să învăț singur cum e. O... Niciodată n-am reușit să... Să cânti cu bașii și cu stânga da, și cu dreapta. Da, basul, bașii pentru mine era Dar ceva... el cânta, el cânta folclor, cânta muzică populară. da, 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 da. Păi el, vărul meu, cumva, cred că din asta vrea să trăiască. Doar că... Era adolescent atunci, nu, nu se ținea cred că atât de serios de treaba asta. Acum nu mai cântă, din câte știu eu. Dar mie îmi plăcea foarte mult să iau acordeonul și îmi plăcea foarte mult Ii că... Îi ceva de acolo de la el? Un hang, un ceva moldovenesc? Gen gros gen Advahov, gen... Ștefăneț? Mm.

să te aduc înapoi puțin acasă. <laughs> când te-ai îndrăgostit prima oară? Când m-am îndrăgostit prima oară? Tu când te-ai îndrăgostit prima oară, Damian? Aveam vreo trei ani jumate de vecina de la parter. <laughs> <laughs> nu știu dacă era dragoste sau nu ce era. Cred că m-am îndrăgostit prima oară pe la vreo 24-25 de ani. 25 de ani. 20, 25 aveam nu, bă, primul, nu dragoste, dragoste. Primul crash. A, primul crash. 14, 15 pe ani, 13 pe ani, știi ce Adică da, asta așa, nu dragoste, dragoste, da, adevărat. A, primul crash, cred că la 7 ani. Păi, pe la asta da. mă refer, de vreo colegă de la școală, de vreo da, vecină, da, da, a fost o colegă asta. de la școală, la da. șapte ani. Și a durat, a durat crajul, ăla, a durat până în clasa 6, 7. Mamă! Da. da. Plăcea de fapt să ai gata. Și spui foarte sau? Da, normal. Dar e spus mai încolo, până la 2 12-13 ani, nu de la 7 ani. Uh, nu, cred că i-am spus chiar din, din, <laughs> din <laughs> de la 7 ani, din prima. Mă, îmi place de tine. Și a fost, și acum mai păstrăm așa legătura, ne mai felicităm uh, când e ziua noastră, mai schimbăm așa câte un cuvânt din când în când. Ținem o relație de prietenie foarte, foarte faină. Ai suferit foarte din dragoste? Da. cine dar... nu suferă? Dacă n-ai suferit, n-a fost dragoste. Corect, bravo. Ai plâns? Uh, nu, nu, știu acum. și băieți plâng în, suf în suflet erau și roaie, îți dai seama. Uh, suferința sau dragostea? Sunt surse de inspirație pentru piesele tale, pentru că am văzut că în toate vorbești da. despre asta. Orice, orice sentiment e surse de inspirație. Dacă din știi cum pare. să... Exact, exact. Deși pentru mine cred că e mai ușor să mă... să mă inspir din, din, din chestiile astea mai, mai dark, știi? Nu știu de ce. Asta este. În momentele în care mă bucur de viață, e ca și o, știi, un, un rec. Adică mă bucur acum de viață, după aia văd de ce fac cu amintirile astea, pentru că atunci sentimentul ăla de melancolie tot poate să te inspire să faci da, ceva da. după aia. Dar dacă, se, eu cred așa, că dacă ți se ivește în viață oportunitatea de a te bucura în viață, bucuri te atunci, nu scrie versuri, versurile le scrii după. Bravo, At, Atunci bu, bucură te de viață în frumos, momentul brav. ăla. Ai dus fără la la mama ta acasă? Prima fată, când, la ce vârstă sau când ai dus Prima și unica mea fată este logodnica mea, Bianca. Bianca, da? da? Prima, bravo, frumos. Și ce părere avem mai că da? Foarte faină. Adică are în continuare. Mi-a <gântuia> Mi spus că s-a simțit ca și cum ar fi avut o prietenă. Cu acum ea, de Paște ai adus-o prima da. sau? Nu, nu, nu. Am mai adus-o, dar acum de Paște am reușit să stăm acasă. Cum ai cunoscut după Bianca? Uh... Ne-am cunoscut in inițial pe internet, ea fiind prietena foarte bună cu Mircea Bravo, a trebuit să posteze ceva pentru Mircea, o, o, o poză cu mine. Și mi-a scris și mie, uite, Denis, am făcut o postare, ceva de genul ăsta, nu, nu mai țin minte exact. După care ne-am văzut la unul din, din concertele noastre. Știa cine ești, normal. Da, da, da. Da. Mi-a mi trimis inițial niște versuri de la Jimi Hendrix. Am spus, mamă, ce tare. Tu le-ai scris. Crezi că asta ar fi de tine la fel dacă nu erai atât de faimos și atât de iubit și atât de cunoscut? Da. Da. Dacă nu, nu eram sigur aici, nu, nu cred că mai eram împreună. Dacă nu era în România? Dacă... Da. Exact. Nu se știe niciodată. Uh, am înțeles că e locunica ta. Da. Și când aveți de gând să vă, cânt, să vă cântăm la nuntă? Uh, Mi-ar mi plăcea <laughs> Dar nu, nu știm încă Avem alte planuri pe viitor, momentan okay. Vrem din întâi să construim Doamne ajută să. felicitări. frumos, da Vă gândesc la căsătorie, la copil? Ne gândim la toate, dar iarăși într-o oarecare Nu știu, cronologie să ușor, le facem Ușor, ușor, da știi? Cât timp aveți acum de stați împreună? Cinci ani Mulți înainte Mersi frumos Ați avut și momente grele? Ba da Cine n-are? toată lumea are momente. Cine are mâncări în fund? tu sau ia? Adică cine e la care. De, de, la cine pornește? Ia. Ia. <laughs> eu sunt un om care dă mi pace și dau 10. Dar am și eu momentele mele, adică nu sunt nici eu, nici pe departe. E geloasă pe tine că atâtea admiratoare și atâtea astea și Că ești așa de iubit. Nu, nu, că, nu. nu, adică, Ia... nu, trebuie neapărat. Că, eu și, și eu fiind artist, nu trebuie neapărat să faci tu. Dar sunt femei care sunt geloase pur și simplu că ești pe scenă și toate femeile te aplaudă și se uită la tine. Și, pe, 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 asta e meseria mea ce vrei să fac, să mă fiu undeva în Nu, înțelege perfect lucrurile astea. Adică știe care e poziția mea. Bine, și eu mă străduiesc să nu-i dau foarte multe motive pentru gelozie, știi? Adică mă străduiesc să fiu acolo în parametrii. Înțeleg că e greu. Eu, eu cred că e foarte e greu. E foarte greu, imaginez, femeie. da. Mă să mă pun în pielea ei de, de multe ori și să, să o fac să, să nu simtă nimic pe planul ăsta. De ce te-ai îndreptat -te spre marketing, dacă aveai deja chemarea spre muzică, cum vrea? Pentru că la momentul ăla cred că eram fricos. Îți dai seama, și societatea noastră cumva e construită în așa mod și timpurile pe care le trăim noi acum. Eu numesc așa perioada TikTok-ului acum, 15 secunde, pentru orice. Bravo! Mă enervează lucrul ăsta. Nu am de că și eu sunt pe TikTok acum, postez tot felul de chestii. Păi că altfel nu există dacă nu ești pe astea. Da, trebuie să fii prezent. Bine, oricum, adică nu e ca și cum postez ce postează lumea. Nu, e normal, da, să dau un material așa foarte clean. Că nu sunt eu omul care o să stea și o să strimbe acum în fața unei camere. Uh, dar uh, e, e, eu trăim într-o perioadă în care lumea pe lângă faptul că nu știe ce-și dorește cu adevărat în majoritatea cazurilor uh, în momentul sau își dorește să fie ca ea după Instagram sau exact, eu unul la mână și doi la mână a, 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 am observat chestia asta și la mine când eram a, mai, mai tânăr, hai să spunem așa că eu azi îmi doresc aici să fiu nu știu, mâine îmi doresc Altceva, apoi mâine îmi doresc altceva, răspoi mâine îmi doresc cu totul altceva, și, de fapt, toată goana asta după altceva e, e, o, e un mers în cerc, știi? Trebuie să te hotărăști, să știi. O agitație care creează o anxietate, o incertitudine și care creează o, o stare de ne. Da, și care nu să-ți permite niciodată să ajungi într-un punct. Bravo. Trebuie să știi foarte bine ce îți dorești de la viață și să te stai hotărăști Și să mergi doar în direcția aia. Citam ceva interesant într-o carte care se numește foarte mișto, vreau să o recomand și îți mulțumesc mult pentru cadou. Mi-a dus Gabriel Garcia Marquez, favoritul meu, scriitorul meu favorit. M-am oprit să-l citesc, mi-am dat seama că poate sunt și eu bolnav cu capul. <laughs> dar îmi place la nebunie, e genial. Artem Fier să se numește carte. Am uitat cine a scris-o, am, am să-ți trimit un link. Te rog, și în cartea aia vorbea despre faptul că ne e frică să lansăm o piesă, mai ducem înapoi, mai o ștergem, știi cum e, mai o facerăși. Și uh, Dostoevski a scris Idiotul, care are 500 de pagini, de 49 de ori. Serios? <fie> What? Da. De 49 de ori a scris uh, Idiot. Cum adică de 49 de ori? A luat, a luat de la capă de 49 de ori. Mamă, mamă. 5, ori, cinci, 25, de pagini. Ca să iasă ce a ieșit. Pe de era Dostoevski, că nu era Vasile din Curte. Da. Și atunci, adică, când spui tu, trebuie să știi ce vrei, tu să mă mai omula și tu știi până ce a trecut, Fiodor și pe toate astea, adică, cât de mult a știut ce a avut și ce și-a dorit ca să stea pe direcția aia. Și și-a avut o viață simplă deloc. Deloc. Am de 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 cred că el. despre asta e vorba în ziua de astăzi, unde distracția este atât de mare și nu vreau să spun că nu vreau să îi pun asta în spatele. Lui, lui Jobs, care era un geniu pe de altă parte, dar ăsta cumva a distrus orice fel de... Sau nu, nu că distruge... Pune la îndoială orice fel de valoare a, a copilului sau a, a oamenilor ăștia care nu știu, care nu au deja un drum ales. Înțelegi ce vă spun? Da. E, și pe lângă faptul ăsta, mi se pare că te scoate din clipa de acum, te scoate din prezent. Ceea ce e, e foarte important să, să fii în clipa de acum, să trăiești acum. Și te pune așa. în continuu într-o stare de comparație. Wow, asta mă enervează. Eu nu intru pe Instagram. Eu intru pe Instagram doar să postez și să răspund la mesaje. Atât. Pentru că mereu ai senzația că, bă. În curtea vecinului, iarba e mai verde, știi? Nu, și e clar Fint. că și, și noi suntem în studio, și tu cu băieții care ne știm, cu, 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 cu colaboratorii și de, și ai mei, și cu tare, și noi putem acum să fim în studio. Avem o stare, nu nașpa, suntem ok. Dar putem acum să facem o postare în care râdem și băi ce tare, noi suntem în studio cu Deniș, cu băieții, ce bine ne simțim. Și de fapt după aia lăsăm stau jos și noi ne simțim de tot căcatul. Dar oamenii se uită la noi și îi zicem, mamă ce bine să simt ăștia. Dar cam așa e la toată lumea. Da, da adică da. și tu stai undeva unde ești și te uiți, uite ce bine să simt ăștia și mă simt de rahatul. Și atunci asta este în, în continuu, la toată lumea se repetă același lucru. Și cred că, cred că e cumva bunăvicioasă starea asta. Și mie mi se pare, dar așa și este, adică nu că mi se pare. Așa este. Nu știu. Nu știu unde o să ne ducă toată treaba asta. Ține foarte mult și de educația în familie, sincer. Adică, cred că, în primul rând, trebuie să înceapă din, din familie, de la părinți, educația și în momentul în care ai o bază, nu mai contează lucrurile astea. Deci, păi cum e posibil trebuie să, știi cum când să vezi le manageriezi? Da, cum e posibil când vezi că sunt copii de ăștia de 16-17 ani când dau câte 3-4-5 milioane de, de followers, de, de, de abonați care se uită la orice postează ceilalți. Ai observat? nu știu. E incredibil, adică pentru că își trăiesc viața prin viața altora. Adică și tu, nu, ai 60 de ani sau ceva, ești tânăr, dar ai avut oportunitatea să, să trăiești prin viața ta. Adică te-ai jucat fotbal, ți-ai rupt genunchiul. Adică nu să toată ziua pe Instagram și pe TikTok, să te uiți cum își altul genunchiul. E, e foarte ciudat, într-adevăr. Dar n-ai ce să faci. Probabil e, e, e o fază foarte incipientă a ceea ce urmează să se întâmple cu omenirea, știi. Mă gândesc că viteza cu care trăim noi acum și cu care ne, ne dezvoltăm e se, se întâmplă exponențial, știi, în toate lucrurile. Și pur și simplu noi încă nu știm cum să să manageriem toate aceste lucruri. Dar la un moment dat o să, o să înțelegem. Și -o... acum mergem înapoi la întrebarea cu marketing. Ai, lu ai lucrat trei ani de zile la marketing. Da. Uh, ai fi putut să continui în domeniul ăla? da, aș fi putut. Dar nu, mi-a mi plăcut. Dar nu erai satisfăcută satisfăcut că adică, ce faci cu muzica? Mie mi îmi place ce fac, dar marea mea dragoste e muzica. Îți dai seama. Uh, dar și, și muzica e, e, un fel de marketing, să știi. Adică, uh, pentru mine, regula de bază în vânzări este dacă tu nu iubești propriul tău produs, nimeni nu să-l cumpere. Regula de e, tu trebuie să fii îndrăgostit în produsul pe care îl vinzi. Nu vinde altuia ceea în ce, ceea ce nu crezi tu. Ceea ce tu n-ai cumpărat. Ceea ce tu n-ai cumpărat, exact. Și atunci eu m-am gândit, bă, dar ce iubesc eu cel mai mult? Muzica. Atunci asta trebuie să vând. Bine, vând e foarte cinic. Da, dar da, da, nu, 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 am înțeleg cuvântul, da, da. da. Dacă o să o iei așa foarte antropologic, noi asta facem. Noi ne vindem pe noi, vindem exact. muzica noastră, vindem ceea ce trăim. Și da, atunci cu asta o să am succes, pentru că eu, 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 eu asta iubesc cel mai mult, știi? Și deci, la un moment dat am lăsat totul și am, aveam... Ai riscat totul, cum ar Da, eu a, am lăsat totul. Eu aveam două firme, Damian. -am, le -am, eu le-am lăsat, le -am, am, am lăsat administrarea pe un coleg de-al meu, am zis, ocupă-te tu, ia și le închide, eu nu mai vreau să mai fac nimic pe partea asta. Aveam strânși niște bani, dar... Credeam că mi-ar mi-ar ajunge pe un an, un an și ceva. te-ai M-am înșelat amarnic că i-am spart în 3-4 luni. Și, ca să înțelegi, momentul în care am lansat piesa Versus, care m-a ajutat și mi-a dat un boost pentru ca să ajungă România, e, e, e o piesă care e practic făcută pe datorie. <laughs> Înregistrată pe datorie, mixată pe datorie. Deci, bă, fac acum. E un prieten al ofi. meu, Artur Corcodel, care m-a ajutat. Adică, bă, i-am spus, nu am acum bani să-ți dau, dar uite, înregistrăm și în câteva luni de zile, sigur, ori fac ceva cumva aici, ori mă duc peste hotare, mă angajez undeva la un job și o să-ți întorc bani. Și Artur s-a uitat la mine și a zis, neștiindu-mă atunci, bă, ai ochi de om bun, am încredere în tine, cred că o să-mi dai bani. Nu-mi dai țeapă. Da. Și s-a întâmplat uh, cel mai optimist scenariu la care nu m-am putut gândi nici eu, sincer. Eu nu, nici măcar nu îndrăzneam să visez că o să ajung vreodată în România. Era ceva de neatins atunci pentru mine că o, că o, să, o să ajung la... La nivelul ăsta. La nivelul ăsta, știi? Ia povestește-ne cum s-a întâmplat asta. Păi cum s-a întâmplat? Am lansat prima piesă, Tu, pe care am înregistrat-o într-un subsol dintr-o casă de cultură din Anenii Noi. Poate ai fost pe acolo. Uh, era ceva foarte rudimentar, adică era voce chitară. Așa, ce am scris ca să nu trag acoustic version. Uh, am sponsorizat-o pe Facebook cu 30 de dolari și piesa a făcut vreo 17.000 de uh, vizualizări. Zic, e tare. Și pe lângă faptul ăsta, am văzut că comentariile toate sunt bune, sunt faine, adică oamenilor le place. Zic, wow. Poate ar. Ar putea să iasă ceva. Poate ar trebui să o iau chiar în serios, serios, like. Ok. Am mai lansat o piesă, Jumătate stai. Tot așa. Pe aia am înregistrat-o cu un prieten de-al meu la el în apartament. Tot așa, acustic, voce, chitară. Am mai tras după aia o chitară separat. Nu mă așteptam, că mie îmi plăcea mai mult tu. Și la Jumătate stai nu m-am așteptat că o să aibă încă mai mare boost. A avut, nu știu, 30.000 de, de vizualizări. Nu, nu știu ce să spun acum. Uh, și tot așa piesă după piesă până am lansat Versus Versus a fost cred că a patra piesă pe care am lansat-o și atunci a dat de mine Matei Bromanie mi-a scris uh, credeam că face mișto de mine inițial zic omule ești tare uh, vreau să fac cunoștință cu Lucian care e prietenul meu și care e, uh, e la global, manager la, la Global executive producer practic uh, și zic da ok Cumva eram foarte sceptic. Ai crezut că e gafă, adică te am da, la mișto? am crezut, am crezut că, că e, mă ia la mișto. Dar nu m-a luat, că într-una din zile mi-a spus, ești on să facem un Skype? <laughs> Zic, ok, hai. Am făcut Skype. Ei erau era bro cu, cu Lucian, eram eu. Țin minte că uh, vreau vreo 5 minute tot stăteam cu laptop și mă gândeam, bă, ce unghi să eu, că oamenii ăștia serioși. Căutam, căutam un fundal. Să fie un serios. Să se par și eu un om serios, da. A fost foarte fain Și așa am ajuns la Global. Deci Lucian practic mi-a spus, poți ajunge mâine în București? Zic, bă, mâine nu, dar uite... Poi mâine da. Poi mâine da. Adică deci eram și eu foarte hotărât. Și o chestie la care nu m-aș fi așteptat, am simțit în mine un pic de frică să fac pasul ăsta. Și atunci când vine norocul la tine și îți bate ușa și zice, uite mă, -s. știi? Parcă așa există un, un, un gând de ezitare, bă, să-l să las în casă sau nu? Ce o să se întâmple mai departe? Ex există loialitatea... Frica de necunoscut. Da, și există loialitatea față, față de neam față de, față de lumeasc. zona de confort da, nu, în care nu lumeasc, ai intrat, nu, în, în, terapia transgenerațională, așa se numește. Eu o numesc, știi cum? Eu o numesc uh, frica câinelui bătut de stăpân anterior. Da, exact, exact. văzut că cât de frumos ai tratat tu, el tot cu coada în picioare merge. Da. Ai avut o perioadă de depresie sau de anxietate? De anxietate, da. În pandemie. Depresia n-am avut niciodată. Dacă să o luăm în termenii reali. Adică de depresie, da, o chestie foarte lovit, Da, lovit. Da, anxietatea m-a lovit grav. Mi-a și dat niște, niște la, la OCD-ul pe care l-am. Ai avut atac de panică sau ceva sau ce? Nu, nu, nu. Dar am avut niște crize de OCD pe, care, de care am trecut, dar pe care le-am simțit grav. Ai avut nevoie de terapie sau ceva? Nu, nu, nu. Sunt genul ăla încă de moldovean care nu, acceptă terapie. Eu încă trebuie să o rezolv. Trebuie să tacă pe tine. Da, da, da. Uh, ai luat antidepresive sau ceva, sau pastile, sau ce ceva? Sau... Am luat doar uh, pastile de, de, adu de, de adormiți, adormit, da. da. Pentru că am avut o perioadă în care nu puteam să adorm efectiv. Deci alea două, trei luni de zile cât am fost închiși? Grav, grav rău de tot. Nu numai pe tine, să fac pe toată, toată lumea. Eu sunt un care iubește foarte mult să fie încurajat de prieteni. Te de de încarci. Da. M încarc foarte mult și iubesc să și dau. Și stai în casă trei luni de zile, frate. Și nici măcar nu pot, mi-mi place să scriu și să creez în momentul în care stau, mă plin. Cu alții. Sau fac ceva, nu, nu în casă, în casă mult, nu pot să stau. Și atunci au apărut niște, niște demoni de care nu știau, nu, știam. Am spus, hei, ce faci? Ai luptat foarte cu adicții, gen de dependență, alcool, droguri, zahăr, fast food, orice? Uh, fumatul l-am lăsat de curând. Am fumat foarte mulți ani. Uh, neserios, aș spune. Că eu așa iubeam două-trei luni să fumez, după care mă lăsam, simțeam că uite mi-ajunge. acum Era în perioada creației sau? Uh, putea să fie oricând. Deci cum o simțeam. Eu am o, o tehnică foarte bună de la, 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 lăsarea a fumatului, deci de fiecare dată când vreau să las fumatul, uh, îmi pun un deadline, adică uite, începând cu ziua de azi, până pe 1 august, eu nu o fumez nicio țigară. Și eu și prind un om pe care îl iubesc foarte mult și în fața căruia eu nu pot să-mi încalc cu cuvântul și îi spun, îți, spre exemplu, ești fratele meu. Zic, Damian, până pe 1 august, eu îți promit că nu o să mai fumez nicio țigară. Și atunci eu trebuie să mă țin de cuvânt. Pentru că nu pot să-mi încalc cu cuvântul. De în fața, dar, ta, foarte și, și așa, ori îi promit Bianca, ori unui prieten foarte bun, uh, cel mai des apelez la mama, o sun și spun, mamă, uite, îți promit că până pe data aia nu o să mai fumez nimic. Și... Așa ar trebui să faceți și voi. Vă promit că vă dau în fiecare zi câte 100 de euro. Ia uite -i. fericiți, ia uite, Da. Ultima, ultimul deadline pe care mi l-am setat, e, am sunat-o de ziua ei și am spus că până la 35 de ani nu o să mai fumez nimic. Doamne ajută, și câți ani acum? Uh, uite, acum își fac 33. Mulțumesc. Deci 2 ani, ani jumătate, de să mă țin. Bravo. Ești credincios? Uh, foarte credincios. Nu sunt religios, dar sunt foarte credincios. Da. Creștin ortodox. Sunt creștin ortodox, așa am fost botezat, dar știi cum, eu pe parcurs am mi am mai băgat da, nasul așa, citești. prin mai multe ca noi toți. chestii. Da. Dar am vrut să aflu câte, și câte ceva despre budism. Bine, acum, islamul e foarte apropiat ca și drum de, de creștinism, știi? Pentru că s-au inspirat cam din aceleași povești. resurse și Resumse povești. Exact. Da. Dar m-a fascinat uh, foarte mult să aflu din cât mai multe religii. Și mi-am dat seama că, bă, la urma urmei, Dumnezeu e unul. Fiecare îl numește A, altfel. Fiecare îl numește în felul său, exact. Și, până la urmă, fiecare are drumul său și relația sa cu Dumnezeu uh, personală. Așa că nu o să mă atașez de o religie, neapărat. Uh, o să încerc să-l găsesc începând de aici, știi? Dacă tot am vorbit de religie, deși mi-e puțin de verbe te Hai să cânt și eu ceva cu Naiu. Iată și mie un sol să-i cânt uh, Mocirița. N-am mai cântat nimic. Am o serie de întrebări care, de obicei, le pun tuturor la sfârșit. Ok. Și cum te-ar prezenta un dușman al tău? Cum ce? Cum te-ar prezenta un dușman al tău? Cum m-ar prezenta? Cum ar vorbi de tine? Uh, probabil că ar spune că sunt un om foarte iertător. Dar mi-aș fi dorit ca un dușman dacă și zice ceva despre mine să spună că mă țin de cuvânt. Știi că Jordan Peterson spune că cel mai... Dacă vei să afli lucrurile cele mai bune despre tine, de la un dușman, că ăla, ăla spune adevărul. Să te uiți da. la el, adică, partea critică, cu adevărat bine. Uh, care este cea mai mare frică ta? Uh, nu prea mă tem eu de chestii, dacă sincer. Cred că, pur și simplu, încerc să mă... Să mă controlez pe mine. Înainte, răspunsul la întrebarea asta ar fi fost... Mă, mă, mă deci, mă, mă tem doar de mine. Atât. Dar acum încerc să, să nu mai fac uh, ca răspunsul ăsta să fie adevărat. Încerc să lucrez cu mine. Ți-e frică de moarte? Nu. Ți-e frică de sărăcie? Nu. Am fost acolo. Ți-e frică de nu mai avea succes? Încerc să lucrez cu chestia asta. Nu, nu mi-e frică ca să, Adică nu e o frică uh, de luat în, în calcul, știi? Dacă mâine -a, ți, -a ți s -a luat totul, ce-i faci? Aș încerca să obțin la loc. Ai dat foarte bani la o Ceea ce-mi doresc. Da, da, am dat o dată. Că altfel nu era niciodată prea târziu. <laughs> am, am, am dat o dată, țin minte, în, în Moldova, Und, la o nuntă. care e cel mai ciudat loc unde ai făcut sex? Cel mai ciudat loc în care am făcut sex? La balcon. La ce cred vârstă te-a măsurbat prima oară? Wow, uh, cred că pe la 13 ani, de acolo. Ai făcut foarte sex în public? Uh, nu, nu. La, la balcon, adică nu știu. Poate, poate, și, poate și aveam public, dar uh, nu, nu Când te-ai îmbătat, te-ai căzut în cap vreodată? -ai fost bad, cel mai bad, te-ai aminte? ai fost bon love două, trei zile după aia. Păi nu-mi aduc aminte. <laughs> <laughs> uh, M-am îmbătat am, de foarte am, multe am o, ori. Ai avut o dată de să pământul? De mai multe ori. Nu, nu pot să le... Adică au fost de, de eu, multe eu am una, ori. Gen. Eu am una acum vreo 15 ani de zile în frateliu când mi-au trimis mai mulți la, la masă gin tonic. Era cu... cu, cu gin cu, toni, cu apă tonică. Așa? Și țin minte că adică din tot, tot, tot ce-am făcut în viața mea atât am băut până când am ajuns acasă, nu știu câte stică de, 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 de gin, încât am dormit vreo două zile jumate. Wow! Și nici în ziua de astăzi nu pot să pun apă tonică sau gin sau să miroși de la depărtare. În momentul când vine... Îmi vine să vă uit, așa fel de reacție a avut corpul meu, ad ad adică o asta gravă, rău de tot. Damian, eu nu știu, adică am avut multe beții în care m-au... Am avut și be vreo două în care m-au adus prietenii acasă, acasă efectiv. Exact. Când s-a rupt filmul, nu? Da, am avut și beții în care, efectiv, mă sp spăla <laughs> iubita mea în cadă. Am avut și beții în care m-am trezit și a trebuit să sun mai multă lume ca să aflu ce s-a întâmplat uh, cu zi înainte. Dar lucru cel mai important pentru mine e să mă îmbăt doar în, când sunt în cadru sau în, în, cercul, în cercul de prieteni. Adică să, ai, să fii safe. Da, când sunt în public, mereu slavă lui Dumnezeu că uite am barometrul ăsta, știi, în mine. Adică simt în care destul de cipit. și stop. Da, știu, pot să pun stop. Adică am luat apa, am trecut la pușoară. Frumos. Pentru că da, atunci când ești beat. Aici nu... ești într-un cadru ok că zici că ne-am pucăit toți, nu mai, nu mai bea nimeni de patru ani de zile. <laughs> adică puștere, se peștere să-mi pute de la capăt, dacă nu mai beau, nu mai bea nimeni. Ne-am ne pătorit, ne-am ne Ai fumat foarte iarbă. Da, normal. Uh... Dar nu o recomand. Adică normal. Normal. cred că se poate de trăit și fără. Și fără alcool, la fel. Adică alcoolul e fain, e fan. Dar... Adicție, zahăr, mâncare, dulciuri, ceva. Ce, care e adicția ta? Da, asta, la asta normală. Netflix. Da, mm. Asta prostești, adică copilărești. Ce adicție aș avea? Nu știu, cred că adicția cafea... mea este pe, pe net. Cafea, cafea o dat, dar mă strădui să mă izbăvesc și de ea. Adică Câte mă mă strădui acum să fac din sport o adicție. Adică măcar una sănătoasă. Da, da, da. Cafea una pe zi mie, mi-e de ajuns, să știi. A, deci nu e, nu e adicție. Nu, dar pentru mine e, 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 destul de important. Pentru că simt cum de kicks. Și nu înțeleg de ce. Adică nu, nu e ca și cum pă, am 85 de ani ca să E, simt, e, e, stimulant da. și de asta. Dar, da, dar simt că nu-mi nu face atât de bine dacă o iau frecvent, știi? Și, și cu, și fără nu e foarte sănătoasă, pentru că are, ea are proprietăți anxiolitice, ca să știi. Și, dă, și mie îmi dă la fel. Trebuie să știi să o bei. În primul rând trebuie, uite, după fiecare cafea, trebuie să bei și apă peste 15-20 exact. de minute. Da, turci și toți dau apă se delateze vasele exact. la loc. Se delate, Pardon. Zahăr și alte lucruri? Nu, Netflix? Zahăr da, asta Netflix nu? da, Netflix, da. Netflix, oh. da de aia și mă tem. Adică, eu sunt un om care merge all-in. Uite, în pandemie am jucat foarte mult. M-am jucat efectiv, cred că din 2 ani de zile de pandemie, jumătate de an, dacă să le așa, 24 de ore la rând, eu l-am petrecut în fața calculatorului. De aia și... Adică ori, ori e de tot, ori e deloc, știi? Omul Ce zodi ești? Leu. Leu. Ce planuri ai de, de viitor? Și tu că scoți piese, scoți un album, ia spune puțin despre ce planuri ai profesionale. Trebuie să lanseze albumul Great Expectations, o să se numească. L-am denumit așa pentru că deci, toată lumea are așteptări mari și de fiecare dată există oameni care spun da, dar ce lansai tu înainte eram altfel, știi? Zic, păi normal, că cu un an în urmă eu eram alt Denis, acum sunt alt Denis. Normal. Și, păi da, dar stilul vechi, când mai scoți piese ca înainte? Zic, niciodată nu o să mai scot piese ca înainte. Asta e și Că sunt de al Denis acum. Da. Mereu o să, o să, experimentez, mereu o să fac ceea ce simt acum să fac. Nu ceea ce am simțit acum 2 ani. Pentru că altfel n-are haz. Și am făcut așa, e, titlul e în pofidă faptului. Adică, bă, e Great Expectations. Pentru că mereu o să fie așteptările mari. Dar muzica o să, o să fie aceeași. Adică o să fie cea pe care o fac eu, acum. Uh, vreau să fac un album, cum ai avut și tu, uh, să, fie, să fie de fituri Apropo, te invit și eu acum, îmi pare rău că nu a ieșit. Să rămâna, nu o să iasă, o să, să, ia, să facem și aia, facem, uh, Da, și o să vreau să fac un album acustic. A, aș vrea să le, uh. să le fac cât, cât mai curând, poate măcar cel acustic să iasă până la finalul 2022. Doamne ajută! După care aș vrea să schimb încă un pic stilul, să-l fac cât mai puțin digital, știi, să, să folosesc cât, de Instrumente mai mult. reale. Da, da, Mai ales că tu ai trupă cu super instrumentiști. Da, da, super instrumentiști. Sunt toți instrumenti foarte orientați. Și cam asta este. Pe, pe linie de versuri, iar, iarăși o să încep să, să, mă duc încă un pic mai profund. Aș vrea să, să explorez noi zone. Ca și lirică. Ce citești acum? Ce cărți citești? Acum, ce cărți citesc? Uite, am terminat Gog recent, o carte de papinii. Uh, am început să-mi placă foarte mult scriitorii italieni. Uh, din ce mi s-a antipărit uh, mai nou din Obuzati, uh -huh. pot să-l recomand cu încredere tuturor. Care nu e n-am cu Adina Buzatu. Nu, Nu. <laughs> Uh, are o, o serie de povestiri Extraordinar de frumoase Are un roman care se numește Deșertul tătarilor pe care l-am descoperit Întâmplător din altă carte De la Taleb Care nu are nicio legătură cu literatura E doar economist Da, 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 Nicolaus Taleb Și am citit acolo El zicea de Deșertul tătarilor Și zic bă, ia da să văd ce carte e asta Și am descoperit de fapt o operă de artă Nu știu, mi se pare genial Taleb e un geniu și îi recomand cu încredere. Iar acum ce citesc, recitesc femeii de Bukovski. pentru că mi-am dat seama că nu mai țin nimic, nu, nu, mai, nu mai, țin minte și am zis să o recitesc. Cel mai mișto citat al lui Bukowski, ăla care, știi, nu, care spune Oamenii inteligenți sunt plini de incertitudini, pe când idioții da, sunt, da, sigur da. Sunt siguri pe ei, de-aia ajung departe. Nu știam cum spus-o el, de să Denis, îți mulțumesc, mă, tot te respect, mult felicitări pentru tot ce faci Așa, și ești un super, super exemplu. Doamne ajută, mult succes să îți doresc. Cu mare drag.